Pe centura Timișoara Sud au apărut primele marcaje rutiere și este în lucru semnalizarea verticală. Varianta de ocolire a Timișoarei pe partea de sud are puțin peste 25 de kilometri. Contractul pentru finalizarea centurii este de 380 de milioane de lei. După ce va fi gata, în zona localității Urseni se va deschide alt șantier. Se va construi un pasaj pentru ca localnicii să aibă acces facil spre case, obiectiv care nu a fost cuprins în contractul inițial.